Vă salut, dragi privitori! Mulțumesc că ați ales canalul Vedete Live România. Gigi Becali este perceput ca un om cu suflet mare, care ajută constant persoanele cu problemele financiare. De altfel, la palatul său din Alea Alexandru, este, aproape zilnic, un adevărat pelerinaj. Zeci de persoane așteaptă acolo ca milionarul să apară și să le rezolve doleanțele la palatul latifundiarului din Pipera. A fost un adevărat haos. În jur de 30 de persoane s-au strâns în zonă. Mulți erau veniți la fața locului cu mașinile. Milionarul a intrat glonț în curte. La volanul superbolidului. La palat a stat aproximativ 2 ore. Cerșetorii nu și-au pierdut însă răbdarea și au rămas în fața porții. La plecare, Gigi Becali a lăsat, însă, din nou cu ochii în soare. A ieșit totuși, cu mare greutate, înconjurat fiind de oamenii care sperau să le umple buzunarele. Însă, de această dată, latifundiarul nu a mai fost darnic, spre disperarea cerșetorilor. A părăsit Valvârteș zona cu destinația Pipera. Poate vor avea însă mai mult noroc data viitoare. Cu siguranță, până la finalul lunii, în fața palatului său va fi măcel. Vă mulțumesc că ați privit până la final și vă rog să vă abonați la canal pentru a vedea mai multe știri de acest gen.